E o criză între dimensiunea a patra și dimensiunea a treia. Noi, ei sunt liberi, noi suntem stabili. Cred că procesul educațional care trebuie să ajungă la acest concept aplicat ca nație în Bhutan, fericirea, indicele de fericire, wellness-ul este cea mai mare preocupare și țintă a omenirii în perioada următoare. Ca să te naști și să existi fericit, asta e wellness-ul, înseamnă să fie un echilibru între a ști și a fi. Cred că în termenii acestei crize, la noi cei stabili, adultii, e problema de rezolvat, nu la copii. Ei au toate potențialele rotunde, noi le dresăm, le comprimăm, le deformăm și facem o generație sau o mulțime de indivizi inapți la lumea în care existăm. Le inoculăm jalonele și le inoculăm elemental de mici, pentru că se vor raporta tot timpul la aceste valori care le plantăm în subconștientul lor. Cum vedeți, asta era întrebarea, cum vedeți că un nou sistem educațional poate să scadă neșansa tinerei generații să fie contorsionată de formarea adulților? Primul lucru pe care îl văd și îl simt, pentru că avem 3 copii, bine, 4 nepoți, 2 deja sunt vârsta copilăriei, ceea ce văd un singur lucru. În momentul în care observați cum este clădită societatea de astăzi, mama și tatăl lucrează. Nu mai avem timp, ceea ce am observat, să ne ocupăm de copii. Mama și babysitterul a devenit sau laptopul, sau iPad-ul, sau calculatorul. În acest moment, primii ani din viață sunt esențial pentru crearea unui subconștient stabil. Ia uitați-vă cum evoluează corpul uman. Avem materialul. După aceea începe pubertatea, este corpul psihic. După aceea începe maturizarea corpului mental. Un copil până la 21 de ani nu are corpul mental format. El nu poate lua decizii raționale concrete. Deci ceea ce vreau să spun este, trebuie să înțelegem că evoluția naturală al acestor corpuri are o influență esențială în modul în care abordăm perioada. Primii ani care am avut la Eindhoven au fost vizualizare și grafică, am lucrat aproape 15 ani. Primeam creiere de copii care n-au primit stimuli. Erau pete negre care nu mai erau activate niciodată. Uitați-vă la copiii care au fost înfiați din România. O problemă majoră. De ce? Nu au primit stimuli necesari. Observați? În momentul în care eu învăț să preiau și să redau stimuli necesari, trebuie o educație a părintelui, astfel încât să fac să crească armonios. Dacă școala, ia uitați-vă la un singur lucru, câte ore stau copiii la școală? Să spunem, 8 ore. 8 ore, ia uitați-vă. 8 ore stă în mediul educațional. Vine acasă. Ce face când vine acasă? Aveți timp să vă ocupați de el? Nu, trebuie să gătesc. Trebuie să spăl. Trebuie să reorganizez familia. Au mâncat sau culcat. Au luat-o din nou. Observați? Avem foarte puțin timp pe care îl acordăm copiilor. Acest lucru este esențial. Trebuie să învățăm să scăpăm de această manieră românească de a privi copilul. Ce am observat, comparând, pentru mine este comparând două societăți. 25 de ani din acolo, cât 28 de ani aici. Este o diferență esențială în modul în care educația este abordată. Noi facem șantaj psihologic ca părinte și manipulare. În momentul în care îi spun unui copil se supără mama sau se întâmplă ceva cu mama dacă nu face acest lucru, este total greșit. Ceea ce vreau să spun este, trebuie să ghidăm. Copiii nu sunt ai noștri. Este o onoare că au venit în viața noastră ca să îi ajutăm să crească. Observați? Trebuie să inversăm acest rol și să înțelegem. Nu putem fi dictatori și nu vrem să creăm dictatori.
Deci trebuie să înțelegem. Aș trimite toți părinții la un curs de educare a copiilor ca să putem crește copiii sănătoși psihomental. Blocajele care le vedeți la maturi vin din copilărie. Aceste blocaje le identificăm prin introspecție. Facem introspecția zilnică sau de ani. Este privirea interioară. O făceam la preot înainte. Observați? Sau la psiholog mergem acum. Dar la psiholog mergem numai să ne plângem. Să primim o pastilă. Deci ceea ce vreau să spun, este foarte important cum ne pregătim bătrânețea. Cum investim în copiii noștri. Deci este esențial. Iar aceste perioade sunt foarte bine definite. Sunt o grămadă de lucruri care pot fi despre esenien, cum își tratau copiii. Nu am văzut nicăieri așa. Le văd în anumite comunități. Apar comunități în care copiii sunt crescuți împreună. Deci sunt valorile umane. Ia uitați-vă. Apare un egoism datorită situației economice. Avem atâtea lucruri încât suntem independenți de ceilalți. Observați? Acest lucru ne va duce la o mică pierzanie. Deci ne creăm un sistem stabil care mai devreme sau mai târziu va fi zdruncinat de ceva. Observați? Intrăm în panică. Uitați-vă la criza refugiaților. Același lucru se întâmplă și acum. Observați? Penetrează într-o societate care e foarte bine stabilizată și le strică echilibru. Dar asta e un fel de karmă care vine înapoi din partea crucea de lucrurile la tot. Nu știu dacă am răspuns. M-am ambalat foarte mult. E minunat, asta nu se poate. Pe copii. Sunt bine copii. M-am băresc foarte tare. Eu zic că a fost o seară minunată, ne dă speranțe, mai ales că se apropie Crăciunul, asta înseamnă din nou o problemă simbolică a iertării și reînceputului. Să dăm Dumnezeu să ne auzim mai des pe teme de genul ăsta, căci dorința avem cu toții, cel puțin cei care vin în cafenea. Experiență există și acum există chiar un trend internațional. Mă uitam la prieteni de mei care sunt profesori internaționali de cu anumit nivel de, apropo de diplomele luate la unii chiar și cu acoperire, nu numai chiar fără acoperire, dar care toți descoperă că nu-i suficient. Și acum sunt deja și mai multe persoane care abandonează poziția lor de cercetare și se retorc pentru a încerca cumva să ajute școala să formeze oameni și nu diplome. Deci există o mișcare. Acum această mișcare, cinstit vorbind, va fi și speculată, va fi și torsionată, dar nu ne e frică, pentru că dacă te centrezi pe o doriță curată internă, sperăm și ne rugăm acolo sus să avem și ghid, începem să... Natura va să selecteze din ea ce are nevoie. Eu asta am credința interioară, de aceea nu e frică că eventual va fi preluată, știu eu, ceva ca o dogmă și dusă mai departe, pentru că nu va avea... Poate fezabilitate rațională, dar va avea viabilitate perspectivă. Așa că... Orice încercare se începe cu o blasfemie. Ia uitați-vă la toate lucrurile care s-au întâmplat. Trebuie să îndrăznim. Deci lucrul cel mai important pe care îl avem în noi este libertatea. Suntem foarte puternici. Să nu ne intre în cap că suntem controlați de ceva. Nu. Suntem foarte puternici și avem o libertate de plin. Uitați-vă la divinitate. Câte prostii facem, rănile sunt cicatrizate. Fără discernământ. Ești sfânt sau nu. Observați? Deci această libertate pe care o avem, trebuie să o înțelegem, să o construim, să o valorificăm și să o utilizăm corect. Cum? Cum o face divinitatea. Cum o face? Iubire necondiționată. Asta e secretul. Prin toți pașii care noi îi facem zi de zi, căderile, ridicările care le avem, nu facem decât să copiem ceea ce avem în noi. Iubire necondiționată. Aici vom ajunge. Nu condiționată. Toate condițiile vieții sunt temporare. Observați? Avem puterea să le schimbăm. Dacă nu putem, înseamnă că este un lucru karmic, acție și reacție, care trebuie să ne schimbăm ca să-l rezolvăm. Nu există altă cale. Nu există, așa cum am spus, o pilulă, ci numai înțelegere și trezire, conștientizare de sine. În rest, nu este nimic altfel. Acești pași îi avem la dispoziție. Trebuie numai să vrem. Și aici este voința. Mulțumim încă o dată. Să dăm o mulțumesc.